Steaua București BA conduce cu 2-0 pe CSM Oradea în finala campionatului național de polo după primele două întâlniri disputate în bazinul din complexul Ghencea. Vineri, prima partidă a fost echilibrată, iar la pauza mare, roșii albaștri conduceau cu 4-1. Repriza a treia a fost pierdută cu 2-4, iar ultimul sfert s-a încheiat la egalitate, 2-2, astfel că Steaua s-a impus în final cu scorul de 8-7. Oradea este într-o formă foarte bună, a demonstrat-o la meciurile din semifinală, când au eliminat surprinzător doar în 3 meciuri pe Corona Brașov și ne așteptam la o replică dârză din partea lor. Problema este că n-am reușit nici noi cel mai bun meci astăzi. Ceea ce contează este victoria. Și atunci când joci mai un pic mai slab, și azi n-am jucat foarte bine, am reușit să câștigăm și sunt bucuros din spus. Sâmbătă, în al doilea meci, echilibrul a fost și mai evident. După primele două reprize, steliștii aveau un avantaj minim, 2-1. Sfertul 3 a fost câștigată de poloiștii militari cu 3-1, dar ultima repriză a fost pierdută cu 1-2, iar scorul final a fost 6-4 pentru Steaua. Cel mai bun jucător al Stelei a fost portarul Marius Țic, care a apărat multe aruncări ale bihorenilor și speră ca finala să se încheie după doar 3 meciuri. Ne dorim, avem 2-0, este un avantaj moral foarte mare pentru noi. Vom juca, într-adevăr, în deplasare, va fi mai dificil decât să jucăm acasă, dar sunt convins că putem să obținem victorie în meciul 3. Următoarele două întâlniri vor avea loc la Oradea între 24 și 26 mai.